ziua! În primul rând, felicitări fond pentru organizarea cele de-a 14-a ediție deja a Școlii Naționale pentru Dezvoltare. Eu reprezint RoAid, Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, care este o agenție specializată pe zona de implementare. Însă asta nu înseamnă că nu avem și nu putem să influențăm o cooperare cât mai aprofundată cu societatea civilă. Profit de această ocazie pentru a lansa un apel de altfel către toți reprezentanții societății civile care ne urmăresc să vină cât mai mult către noi, către RoAid, către Ministerul de Externe, să ne adreseze întrebări și să vină cu propuneri concrete de proiecte. Noi, de altfel, la RoAid avem în fiecare an organizate și apeluri competitive în baza cărora se acordă granturi. Anul acesta avem 3 pentru sectorul privat și 3 pentru societatea civilă. Toate datele, inclusiv pentru anii precedenți, dar și pentru prezent, sunt disponibile în secțiunea finanțări de pe site-ul www.roid.ro. Acolo sunt date pe care le puteți lua ca exemplu și pentru viitor, nu numai pentru aceste apeluri competitive, pentru că ghidul beneficiarului, în general, conține cam aceleași dimensiuni. Și în ce privește partea de planificare, de programare pentru viitor, cum spuneam, se dorește și la nivel european, nu numai la nivelul nostru, chiar am avut discuții în sensul ăsta și cu partenerii europeni, o implicare cât mai aprofundată a sectorului civil și a sectorului privat. Totul este să găsim modalitățile de a ne unifica puțin eforturile și să fim puțin, poate, mai aplicat pe dialog, cred eu.